Doar dacă nu candida, nu câștiga. Răzvan Burleanu a câștigat cea mai simplă cursă. A alergat singur, a fost votat de toată lumea și va fi șef la Federația de Fotbal și în următorii 4 ani. Toți cei 266 de membri prezenți au ridicat cartoanele verzi pentru unicul candidat. În timpul discursului lui Burleanu, unii votanți au ațipit pe Arena Națională, unde s-au ținut alegerile. Toate proiectele demarate în ultimii ani sunt borne ale drumului spre performanță. La alegeri, Mititelu Junior a avut cea mai spectaculoasă apariție, cu un Lamborghini în roșu și negru de 300.000 de euro. Iar șeful Ligii, Gino Iorgulescu, a deschis o sticlă de apă cu dinții. Încă 4 ani va mai fi Burleanu șef la FRF. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru toată susținerea. A fost cam ciudat, așa, unanimitate. Pe cine-i de vină? Mie mi se pare normal, pentru că o funcție de conducere cu mare răspundere. Imediat după alegeri, Burleanu a făcut cinste. Acum se sunt felicitările, masa și dansul. Cei prezenți la adunarea generală n-au plecat cu mâna goală. Eu sunt pentru prima dată la această adunare generală. Fac parte dintr-un alt sistem, alt de sport, adică ski. Este un training. Mie chiar e folositor, pentru că făcând sport e ok. Argăseala de la FCSB și rapidistul Daniel Niculae au fost aleși cluburilor din Liga 1 în comitetul executiv.